ce fel de fată este pentru relații. Dar trebuie să avem un pic de creier, un pic nu mult, să fim cu ea, este o stare de a fi. Să zicem că ar alege un pic de atracție și ar risca un pic de confort. E adică vrea să stea cu tine, un singur băiat, dar unii dintre ei tot așa se mai combină cu fete care nu sunt de relații. Da, Mihai, știu la ce te referi, toți știți. Toți știți. Senzațiile trebuie să fie doar parțiale. Trebuie să predomine sentimentele, Salut și vă mulțumesc că sunteți pe canalul How to Men. Continui seria videoclipurilor educaționale pe care o să pun într-un playlist cu un videoclip care o să vă ajute foarte, foarte mult. De fapt, două videoclipuri care o să vă ajute foarte, foarte mult. Unul se postează joi, unul vineri. O să explic în mare, nu intru un cele mai mici detalii aici, însă o să explic în mare ce fel de fată este pentru relație. Și acum să încep cu de ce subiectul ăsta în primul rând. Măi oameni buni! Când vreți să fiți cu o fată, nu vreți să fiți doar pentru că vă place cum arată. Știu că ăsta e principalul lucru la care ne uităm ca băieți și bărbați, dar trebuie să avem un pic de creier, un pic nu mult, să ne gândim că vrem să fim cu ea. Și cuvintele astea spun ceva, să fim cu ea este o stare de a fi. Înseamnă că va continua pe o perioadă mai mare. Tu când ești cu o fată, fata aia trebuie să fie într-un fel pentru relație. Nu orice fată este pentru relație. Cu bineînțeles, nu orice băiat e pentru relație, dar asta nu le oprește pe fete să încerce. De fapt, sunt mai hotărâte să încerce cu unul care nu este pentru relație, mai ales la tinerețea lor, a fetelor mă refer, înaintea vârstei de 25 de ani. Poate chiar înaintea vârstei de 23-24, ai spune. Să zicem că ar alege un pic de atracție și ar risca un pic de confort. Dar asta e despre fete, lăsăm la o parte, vreau să vorbim despre voi. Deci, mă bucur dacă vreți să fiți într-o relație, teoretic, asta vor și majoritatea fetelor. Teoretic și practic o să fiu sincer cu voi, doar că în momentul în care voi, ca băieți, vreți o relație, trebuie să vă uitați la o fată care este de relație. Da? Deci, în primul și în primul rând, trebuie să te gândești, bă, chiar dacă o fată arată bine, are un comportament, mi se pare că după comportament, obiceiuri, atitudine, vorbe și așa mai departe ea este o fată care vrea să stea într-o relație care îndeplinește ceea ce este necesar, trebuie să vă puneți întrebarea asta, de deci ce e important. Asta a fost prima parte a videoclipului, să stabilim că e important să ne întrebăm asta. Și de ce? Dar ce înseamnă fată pregătită pentru o relație? Adică vrea să stea cu tine, un singur băiat, și să îndeplinească criteriile pe care le ai tu sau pe care le avem majoritatea băieților, cred că toți de fapt, legate de relații. Asta e foarte important pentru că văd că mulți dintre voi se combină, îmi dați și mesaje pe Instagram. Apropo, sunt deschis la mesaje pe Instagram, îmi spuneți, uite ce părere ai de fata asta sau am? m-am combinat direct. Sunt și oameni din comunitatea mea, din comunitatea How to Man, care fac greșeala asta, sunt acolo, au informații, știu despre ce e vorba, dar unii dintre ei, tot așa, se mai combină cu fete care nu sunt de relații. Unul i am zis direct la story, zic, ai grijă cu fata asta. El a zis, da, Mihai, știu la ce te referi, tot știți. E ca și cum mai zice, vezi că dacă te uși mor de bea la volan, da, da, știu, știu, e posibil să mori. După aia mori, plâng ai tăi, și tu ești la modul, bă, nu -mi vine să cred, nu mai ești. A fost un fel de glumă mai cringe pe care am făcut-o, nu vei mai apuca să fii. Într-o relație nu e la fel de grav, dar după aia vii te plângi la mine și zici că Bă, Mihai, să vezi ce mi-a făcut fata asta. Păi, la unele e evident că o să facă. Deci, în ziua de astăzi, noi ca generație și ca oameni trăim mult prea mult pentru senzații. Ce vrea să însemne chestia asta? Într-o relație vor fi implicate sentimente. Senzațiile trebuie să fie doar parțiale trebuie să predomine sentimentele, educația, comportamentul adecvat, respectul, da? De asta este o relație. Dacă vrei senzații, nu te bagi într o relație. Asta e și ideea. Fata de obicei arată semne cum că e o fată care oferă multe senzații, nu neapărat sentimente, care caută senzații. Chiar dacă ea nu știe apropo sau zice că ea de fapt e invers, e opusul. Și acum vreau să fiți atenți la următoarele trei semne care arăta că o fată nu este pregătită pentru o relație. În general îi place foarte mult să petreacă, e primul semn că îi place foarte mult să petreacă și prin petrece nu vreau să zic neapărat că iese în club, ci că are multe grupuri sociale, mai ales făcute din băieți și în grupurile astea ascultă muzică care n-au nicio treabă, dar absolut nicio treabă cu integritatea unei relații, cu dorința de a fi cu cineva, cu dorința de a construi un stil de viață cu cineva. În general o să se vorbească doar despre substanțe foarte mult și despre sex și sunt melodii în care femeia e degradată destul de mult. Știți cu toții la ce mă refer. Dacă exagerează cu lucrurile astea, e clară treaba, adică nici nu -avem, avem de ce să discutăm. Aia nu e o fată de relație și o să investești în ea, o să se plictisească, să spună că nu merge sau că nu ești genul ei, că asta e, asta e căcatul pe care îl spun fetele sau băieții, dar mai puțin când vor să se despartă frumos, că nu ești genul ei. De fapt înseamnă că nu că nu e pregătită de relație, că într-o relație trebuie să fii pregătit să primești respect și sentimente. Deci, dacă e cam petrecăreață, nope. Și am explicat și despre ce e vorba. 2, numărul 2 care vă spune că fata nu este pregătită sau nu e ok pentru o relație, este nu are trecut de relație. Da, trecutul spune multe despre noi uh, și o să fiu sincer cu voi, uh, mai ales despre o fată. Știu că se crede că e un dublu standard, este, până la un punct, până la un punct. Că și un băiat care n-a avut niciodată relație și n-are un trecut bun cu asta, de obicei o să-i fie greu să reintre într-o relație. Dar Depinde acum de felul lui de a fi În schimb o fată dacă a avut un anume tip de tratament până acum Că singură n-a fost Stai tu liniștit că o fată nu levitează așa în aeran de zile Nu există așa ceva Băieți au curtat-o cu băieți Cel puțin s-a sărutat dacă nu mai mult A pierdut nopțile cu ei Petrecând bând și așa mai departe Dacă nu a avut relații stabile înainte Să zic că nu știu Mă rog E tânără, poate a avut o perioadă în care a fost singură. Nu știu, 3 luni, 6 luni, 10 luni, se poate întâmpla, bineînțeles. Nu există un număr fix fix, dar dacă a trecut, de exemplu, peste un an, și ea. Tot pe trecut, în ghilimele timp singură, dar de fapt asta înseamnă experimentând cu băieți, s-ar putea să nu fie cea mai bună variantă. Însă se mai poate, dar dacă nu a avut nici măcar o relație mai lungă în trecut, de obicei ea nu știe, nu e pregătită, nu știe ce să facă. Sigur, trebuie să înceapă undeva, să învețe undeva. Dar aici trebuie să spui întrebarea cât de mult vrei tu să fii experiența ei. Unii dintre voi credeți că o schimbați și că o salvați, cum credeți și ele despre voi, asta e cea mai mare prostie cu te schimbi, te salvezi. Nu, nu există așa ceva. Dacă eventual fata lasă să aibă visul ăsta de salvare, deși de multe ori nu funcționează, dar la o vârstă mai înaintată s-ar putea, pentru că o femeie bună, o femeie ca lumea te face să o ții minte. Dar un bărbat bun, un bărbat ca lumea, îmi pare rău să vă dau veștile proaste, nu te face să-l ții minte. Fetele țin minte băiatul care a fost șmecher. Înțelegi? care a reușit să-i provoace acele emoții, să o facă să simtă că trăiește, că arde sângele în ea. Pe el, țin minte băieții, țin minte fata aia, așa din punct de vedere sexual, într-adevăr, dar o fată poate să-ți dea lumea peste cap din punct de vedere sexual, și dacă este o femeie incredibil de bună la suflet. Deci, numărul 2 o să fie exact cum am spus, dacă nu are un trecut uh, ok din punctul de vedere al relațiilor pe termen lung. Și numărul 3, dacă are multe modificări făcute pe corpul ei, mai ales mai strident. Deci cu cât fata începe să-și facă mai multe modificări pe corpul ei, cu atât o să ai mai multe probleme, pentru că stabilitatea ei emoțională este cu atât mai scăzută. Toate fetele care au trecut prin asta și se compară cu alte fete care nu au trecut prin modificări corporale, știu foarte bine la ce mă refer. Asta nu înseamnă că o fată care nu are modificări pe corpul ei este sfântă. Înseamnă că o fată cu cât are mai multe modificări, cu atât are mai multe probleme din punct de vedere psihic. Și așa este. Acum că are gen un tatuaj, o idee, două, că și-a pus pirsul la clasic pe care l-au ele aici, deși el ai un semn mare de rebeliune, dar o să discutăm probabil într-un videoclip de pe comunitate, ori la așa, ori ăla în care, scuze mă, aici voiam să arăt către tatuaj și o să vorbești despre tatuaje imediat, ori are pinsul buric, că foarte multe la. Deja zici că e lege. Nu cel mai bun semn, dar se poate lucra e destul de ok pentru partea de relație. Trebuie să aici să fii atentă la comportamentul ei. Trebuie atent, scuză-mă, la comportamentul ei. Comportamentul ei față de tine. Însă, dacă deja a rupt tatuajele în două, are și sprâncene, are și buze, nu înseamnă că e un caz 100% pierdut, adică nu mai poți să fii cu o fată de genul. Evaluezi atunci în funcție de cum se comportă de tine și vezi cum se comportă pe termen lung, dar șansele ca ea să fie foarte instabilă emoțional și cu cât tu oferi mai multă înțelegere, mai multă dragoste mai mult respect Să se plictisească mai mult Să ajungă să te urască pentru asta Urască, da, exact Chiar dacă nici ea nu vrea Nici ea nu-și dă seama ce se întâmplă Dar e foarte posibil Văd câte un băiat ăsta bun, neștiutor Care ia câte o fată de genul ăla Sau mai ales o fată de genul ăla Îl vânează special Pentru că un tip din ăsta nu știe ce se întâmplă și acolo intervin multe probleme. Concluzia acestui videoclip, oameni bun, este în momentul în care vă combinați cu o fată, în niciun caz nu vă combinați de relație serioasă doar pentru felul cum arată. Există fete care arată bine sau foarte bine și care sunt foarte bune de relație. Trebuie să fiți atenți la cele care nu sunt bune de relație și aici v-am dat trei semne după care să vă ghidați că fata n-ar fi pregătită sau n-ar fi nici pe departe cea mai bună variantă. E vorba de sentimentele voastre, e vorba de viața voastră, de felul în care veți veți gestiona voi lucrurile, relațiile voastre viitoare, așa că vă sugerez să luați în serios ce spun aici. Ne vedem la următorul clip.